avut un eveniment cu stand-up, ca și s-au vândut mai multe bilete decât locuri în sală. Mie îmi place feeling-ul ăsta când eu îmi permit să-mi cumpăr ce vreau. Când tu nu ai încredere în tine, tu automat ești un om slab. Absența lui și plecarea lui a lăsat o traumă în ceea ce înseamnă construirea relațiilor cu partener. Parcă și el e simpatic, și tu ești simpatic, și tu ești separat o persoană faină, și el separat o persoană faină, dar împreună sunteți despre nimic. Sunt că, iată, tot ce fac eu mă afectează acum numai pe mine, știi? Și nu fac pe altcineva să sufere și stare ok cu asta. Noul Schweppes Tangerine, mângâiat de soare, senzual, suculent și răcoritor. Alege cu cine mixezi. Salut, mă numesc Valeria Pușcaș și vorbim la unul noapte. Ce se întâmplă în viața mea la moment? Multă muncă și cam atât. Nu este cumva e perioadă când nu am timp pentru altceva. Nu că nu am timp, că nu prea cred în afirmația asta. Nu am alte priorități în moment stabilite decât multă muncă. Deci la moment eu sunt director executiv al proiectului afișa.md, site de vânzare a biletelor online la evenimente, la aproape toate evenimentele din țară. Funcția oficială este product manager, adică ar trebui să fiu persoana care se ocupă de dezvoltarea site-ului ca produs care vinde, însă o parte din responsabilitățile de administrare, relații cu clienți, contracte, la fel merge pe seama mea. Un an și 8 luni. Destul de puțin timp. Venisem la o echipă formată care nu m-a acceptat și trebuia să iau o atitudine. Trebuia să demonstrez că eu merit să fiu aici, chiar dacă nu vin cu un background din evenimente, dar am un alt background care poate să ajute la dezvoltarea proiectului. Și lupta asta când tu singur vrei să înveți, te inițiezi, să înțelegi cu ce se mănâncă industria asta, dar am și să le demonstrez și echipei că trebuie să fie ascultată, că se merită, că ai ceva în cap și ai putea să aduci și un progres, e destul de complicat, e o luptă de asta, dar nie îmi trebuie, dar eu vin dintr-un domeniu unde eram și respectată și apreciată și cumva cu rezultate, deci chiar ei nu înțeleg asta. M-a acceptat o persoană, dar cu o persoană m-am despărțit. Asta e cumva primul moment când m-am confruntat eu cu greutatea de a fi manager. Să te desparți de oameni atunci când înțelegi că nu poți merge cu ei mai departe, e super greu. Eu nu știu cum trec managerii cu experiență în domeniul ăsta. Peste așa momente, dar pentru mine a fost foarte, foarte greu. Nu, eu n-am luat atare personal. Anume, tu lucrezi cu o persoană, da? Tu îi cunoști deja nu doar partea profesională, dar și partea personală. Tu știi ce probleme el are, tu știi cât de mult el așteaptă sau nu salariu, sau cât de mult depinde sau nu de salariu respectiv. Tu știi cam și vezi ce aspirații, ce ambiții are el pe viitor. Și când tu ești persoana care trebuie să decide rămâne sau nu rămâne în proiect și trebuie să-i comunici, trebuie să-i explici ca să nu-l ieși cu careva frustrări sau traume, e foarte greu. Nu știu, mie mi s-a părut destul de complicat să am comunicarea asta sinceră, că uite, nu puteam să mergem mai departe împreună pentru că 1, 2, 3. Tu trebuie să le înțelegi întâi pentru tine, apoi frumos și corect să le transmiți și persoanei respective. Ce m-a motivat? Să rămân rezultatele. Eu sunt un om super axat pe rezultate. Probabil că asta vine din background-ul meu de marketing, da? Unde tu ai niște KPI-uri pe care ți le stabilești și tu vrei permanent să vezi rezultat. Și eu când am început să văd rezultat, eu am zis că nu, eu trebuie, știi, ca sucul ăsta de portocal să scurg tot, să văd până unde se poate, unde sunt limitele.
Pentru mine era, este foarte important să fii destul de luptătoare și eu până nu mă afirm, eu nu vreau să plec. Eu vreau să lăs ceva în spatele meu. Nu sunt genul de persoană care e de la, 5, de la 8 la 5 și are viață super diferită. Nu, eu sunt foarte acolo în proces. Și rezultatul, când am văzut că sunt rezultate și când am văzut că sunt progrese, eu am spus că eu vreau să rămân, eu vreau să văd mai mult, mai mult, până unde. Și mi-a plăcut că când am venit în Simples, ei au o chestie genială din punctul meu de vedere. Ei sunt foarte mult axați pe metoda de lucru productivei management și totul e bazat pe planificare trimestrială. Tu îți stabilești careva obiective care de regulă trebuie să fie mult mai ambițioase și e ok dacă tu le realizezi la 80% măcar. Dacă l-ai realizat la 100% înseamnă că tu ai planificat greșit sau s-au întâmplat niște lucruri pe piață care te-au ajutat cumva, organic s-au întâmplat, nu neapărat meritul tău. Organic au fost niște factori care au ajutat creșterea asta să fie mai mare decât tu ai planificat. Și cumva având background-ul de marketing și planificarea de acolo, am intrat foarte repede în modul de lucru de la Simple, da? De la Fisher. E o temă destul de interesantă. Hai să începem de la asta că eu până să vin la Fisher nu mergeam la evenimente. Absolut deloc. Singurul eveniment la care eu am fost a fost un concert al lui Smiley, cred că prin 2010. Dai seama asta. Mult timp, mă rog. Și mergeam la teatru. Destul de des. Atât. Alte evenimente. Bine, am și un artist de care foarte tare îl apreciez și pe care îl urmăresc și așteptam să vin în Moldova și am mers la un concert. Ca după asta să ajung să lucrăm cu dânsa. Delea. Aș spune că este zona de creștere în Moldova. Moldova e o piață foarte bună pentru evenimente, din ce punct de vedere că poți aduce și un număr foarte mare de artiști. Și din Rusia, și din Ucraina, și din internațional. Dar noi avem o problemă foarte mare cu locațiile unde putem să facem aceste evenimente. Ele sunt foarte vechi, ele nu au o infrastructură bună. Concertul nu este doar despre artistul care e pe scenă. Sau evenimentul nu este doar despre artistul, este despre tot ce oferi tu, toată experiența evenimentului pentru client. Și atunci când nu sunt food court-uri bune sau nu sunt zone amenajate bune pentru oameni, când nu avem zone pentru persoanele cu dizabilități și cumva automat îi scoți din circuit, dar nu trebuie să fie acest lucru pentru că ei tot au nevoie de această experiență de entertainment, da? Și atunci, nu știu, cred că este mult încă de lucru la capitolul organizare de evenimente la noi. Dar mă bucur faptul că, iată, deschiderea arenei a deschis cumva alt nivel, da, evenimentelor. Da, greu, este nevoie de experiență, este nevoie să fie organizate mai multe evenimente acolo ca să cunoaștem locația, ca să cunoaștem ce putem să oferim la nivel de experiență pentru client. Dar e foarte bună locație din ce punct de vedere, că e amenajată, că este zona pentru persoanele cu dizabilități. Este mare. Și tu îți permiți să aduci un artist foarte cunoscut și foarte popular și să nu fie prețurile biletelor de 1000 de lei, dar să fie un preț care să-și permită mai multe persoane să vină la eveniment. Și atunci vorbim un pic despre alt tip de evenimente și despre alte tipuri de artiști care pot să vină. Cultura consumatorului de evenimente e diferit. Foarte mult poți să-ți dai seama pe artist, da? Iată, tu știi că vine un artist și ai concertul unui artist, analizezi un pic auditoriul care merge la așa tip de concerte și poți deja să-ți scrii o listă de probleme cu care ești confrunt la evenimentul respectiv. Dar noi îi iubim pe toți, ei sunt clienții noștri,
Echit pentru bilete. Noi ne străduim maxim posibil să le oferim o experiență pozitivă la eveniment, în limita în care noi putem asta să facem. Este comparativ cu alte regiuni, alte țări, este problema asta de oamenii în Moldova nu sunt obișnuiți să achite pentru servicii. Toți operatorii de vânzare de bilete din lume percep o taxă pentru utilizarea site-ului. Indiferent că se anulează evenimentul, indiferent că se reprogramează, indiferent că tu ca client nu mai vrei să mergi la eveniment și soliciți o rambursare, tu achizi un procent pentru că utilizezi site-ul. Da? Site-ul este un organism viu în care se fac permanent modificări ca să fie experiența de lucru, de cumpărare mai bună, mentenanță, programiști, o echipă super mare în spate care lucrează la el. Și tu nu poți să nu ai o taxă de așa gen. La noi este super mică în Moldova. A noastră este foarte mică. Dar oamenii oricum nu vor să o achite, cum se întâmpinăm problema asta? Ok, acum s-au mai liniștit și au înțeles cumva că este nevoie să fie achitată, dar la început era foarte greu. Dacă facem comparație cu aceeași România, acolo taxele sunt și de 5%, și de 7%, sunt acceptate super ușor și încă dacă vrei să cumperi bilet la un eveniment și nu ești sigur că o să mergi, tu achizi suplimentarul în 10 euro pentru serviciu de rambursare. Ți nu-ți întoarce nimeni banii ăștia înapoi, tu achizi 10 euro operatorului și în cazul în care tu soliciți rambursare, ei îți fac rambursarea sumei, dar ăștia 10 euro este taxa lor pentru rambursarea ta. Cred că este o problemă la nivel de consum. Oamenii nu înțeleg. Serviciul nu este un produs palpabil și ei nu-l văd și nu-l înțeleg și din cauza că nu-l văd și nu-l înțeleg, consider că nu trebuie să achiti pentru el. Dar el costă și costă de multe ori mai scump decât un produs fizic, știi? Cred că asta e problema. Și mai este și problema că noi, ca țară, în general, mult mai târziu am început să facem achitări online, cumpărături online și oamenii nu au experiența asta de a cumpăra, pentru că avem, iarăși vorbesc de evenimente, avem evenimente cu artiști internaționali unde publicul este mult mai larg și dacă cumva nimerim în nișa oamenilor care comandă online foarte mult, cumpără din, călătoresc, au schimbul ăsta de experiență, de cultură, atunci nu trebuie să le explici nimic. Ei sunt super conștienți. Ce doar 2% la voi? Credeam că mai mult. Adică e deja să vede că oamenii au altă cultură de consum. Ele sunt multe, dar este un prim eveniment care mi-a lăsat așa, care a rămas aici așa. E vorba de premiera filmului Carbon de la Palatul Național. Țin minte Sergiu când m-a telefonat și îmi spune că Valeria, vreau să fac la Palat ecranizarea filmului Carbon în premieră, după asta el o să meargă și la Cineplex, dar trebuie să fie premiera la Palat. Am discutat cu mai mulți din piață și toți îmi spun că sunt un nebun la prețul pe care îl stabilesc pentru ecranizare, dar nu avem altfel cum, pentru că sunt niște bugete mari și noi trebuie măcar un pic să reîntoarcem investițiile. Tu ce părere ai? Și eu înțeleg că eu nu am o experiență super mare, dar eu înțeleg că eu am gândit foarte mult din perspectiva mea. Eu înțeleg că eu aș plăti bani să merg la așa eveniment. Era undeva 500 de lei biletul la film, dar tu mergi la Cineplex cu o altă experiență vizuală și auditivă, da, e altceva, și tu plătești 120 pentru film. Zic, hai să facem. A fost un sold-out total. Da, ei au lucrat cu o echipă de PR, cu agenții de marketing care le-au promovat foarte bine evenimentul respectiv.
și prin influencer și adică nu-i meritul nostru ca platformă. Am avut și noi aportul nostru pentru că am folosit cumva și resursele noastre pentru promovare, dar a fost muncă colosală de partea lor. Dar eram la palat cu toată echipa, mulți voluntari, pentru noi era super important ca oamenii repede să erau după lucru, repede să intre în sală și să se așeze la locuri. Și vedeam că ei vin așa de mulți și m-am bucat așa o senzație de panică. Zic, am impresia că sunt mai mulți oameni decât locuri în sală. Am impresia că sunt mai mulți oameni decât locuri în sală. Deci așa o chestie mergea totul prea bine și eu aveam permanent impresia că ceva trebuie să se întâmple. Și când am văzut pe toți așezați, și când am văzut reacția publicului la eveniment, când am văzut că artiștii au fost aplaudați în picioare timp de câteva minute și aveau toată emoția asta pură pe față, că noi am făcut ceva frumos. Și eram foarte mândră de public, respectiv, foarte mândră. Ei au fost așa de răbdători, fără careva pretenții, s-au așezat, au savurat din film, au ieșit, au făcut poză cu artiști. Iată, ăsta e un eveniment care a rămas acolo. E frumos. Și e sa noștri. Cred că am să folosesc platforma asta și să mă audă Vlad. El știe de fac apă asta. Vlad Slusarenco de la Stand Up Ofca. Salutări! Noi am avut un eveniment cu Stand-up Ofca și s-au vândut mai multe bilete decât locuri în sală. Noi lucrasem cu sala și foarte mult timp. Am avut un eveniment cu ceva timp înainte de evenimentul băieților de la Stand-up Ofca. S-au făcut niște modificări în sală fără ca noi să fim anunțați. Noi n-am făcut check-ul. Eu cred că personal trebuia să mă duc să fac check-ul. Nu l-am făcut și s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Am ieșit din situație, a fost ok până la final, dar nu cred că este corect să fie așa situație. Și îmi pare tare rău și Vlad știe. Noi suntem în relații bune, comunicăm, doar că ei lucrează deja cu altcineva. Ești mult mai atent după fuck-up-uri. Cu siguranță ai să faci alte greșeli de asta, n-ai să mai repeți niciodată, ever. Am deja o panică la verificarea salelor. Panică. Merg personal, număr locurile în sală. Eu am recunoscut și îmi pare foarte rău, nu știu. E o greșeală care profesional vorbind nu trebuie să fie. Ea este la toți, absolut. Se repetă de foarte multe ori în domeniul nostru greșeala asta, dar eu o consider inacceptabilă. Foarte mult mă obiceiesc, foarte mult sufăr, pot să nu dorm nopțile din cauza la asta și mă gândesc foarte mult. Dar asta mă motivează și asta mă mișcă cel mai tare. Nu am identificat alte lucruri care să mă motivează mai mult decât fuck-up-urile și critica constructivă, pentru că am învățat în timp să o filtrez. La început era așa, tot și să critica, tot vrem să schimb. Dar după asta am început să filtrez și să înțeleg ce trebuie să ascult și să înțeleg și să iau atitudini, dar ce trebuie să lăs treacă pe lângă mine. Eu pot să fiu rece tare uneori, pot, fără ca să-mi dau seama, să jignesc. Eu pot să nu înțeleg, nu să jignesc. Eu mă strădui tot timpul să nu lăs traume oamenilor și chiar dacă am spus cumva ceva nu neapărat corect, eu am să inițiez o comunicare. Nu sunt persoana care să-i fie frică să recunoască că au greșit sau că au spus ceva incorrect. Dar iată, eu de foarte multe ori nu pot să înțeleg de ce angajați mei nu lucrează așa cum lucrez eu. Sau deși pauzele lor de cafea durează mai mult decât pauzele de cafea ale mele. Sau de ce nu faci un lucru ca ții să-ți placă rezultatul și ăla, că tu te uiți la un raport și tu pur și simplu să înțelegi că mai omul ăsta care îți vadă raportul ăsta nu o să-mi dea nici o întrebare pentru că nu poți fi întrebări aici. Deci eu nu înțeleg asta, dar înțeleg că trebuie să încerc să înțeleg.
pentru că nu toți oamenii sunt ca și mine și nu pe toți oamenii îi motivează și îi mișc și ei și mă mișcă pe mine. Eu niciodată nu am vrut să fiu director de departament. Eu mă vedeam, vroiam foarte mult să fiu un specialist independent care își cunoaște foarte bine lucru, pentru că la care oamenii o să vină după expertiză și el o să poată să ajute la, cu expertiza lui la soluționarea problemelor pentru care oamenii s-au adresat. Involuntar cumva am ajuns să fiu în poziția de manager la o vârstă foarte, foarte mică. Eu aveam 21 de ani. Am venit într-o companie ca manager marketing, fără experiență, încă în ultimul an de studii. Specialistul de marketing care era în echipă a plecat și am rămas singură. Compania a început să crească, activitățile mele erau tot mai multe, tot mai diferite și de marketing și nu neapărat legate de marketing. Am avut un mentor bun, un director foarte bun acolo care m-a motivat și permanent mă trimitea la diferite cursuri, făcut cursuri și cu specialiști din Rusia și anume eu făceam cumva marketing cu cost per lead, cost per achiziții. La companii de construcție nimeni nu face asta, nu, tovă, nu nimeni, ei... Asta e așa de diferit și așa de departe de dânsii. Noi am comandat camere, time-lapse și am filmat tot procesul de construcție. Eu spuneam, uite ce de fain, ce chestia asta în Moldova nu este. Eu cred că omul care comandă sau cumpără construcții, lui o să-i placă să vadă, uite, de la un pământ gol, cum crește construcția mea, știi? Și iată chestia astea care nu se făceau în Moldova absolut deloc, nu erau pentru Moldova... pentru Moldova populare. Și la un moment dat, volumul de lucru a început să devină foarte mare și eu înțelegeam că eu nu mai fac față singură și am luat persoană în echipă. Și automat am devenit team leader-ului pentru că aveam experiență și cunoșteam deja lucru, da? Și după asta iar a crescut și iar a crescut și eu m-am trezit să fiu team leader sau director de departament, că nu îmi plăcea să fiu așa numit, mie chiar mi-era rușine, pentru că eu înțelegem că nici salariul, nici libertatea de a lua decizii nu corespunde cu funcția asta, dar toți te numesc așa și eu mă simțeam super incomod când eram prezentat ca director de departament. Zic, voi cumva devalorizați funcția asta numindu-mă pe mine director, pentru că nu e despre asta. Și după asta am venit la Afișa. Eu credeam că la Afișa o să... Eu nu am venit în Afișa ca la un proiect care mi-i tare mi-era dragă și vroiam să lucrez. Pe mine m-a cucerit Simples ca companie și eu credeam că eu am să lucrez un pic în proiectul respectiv, după care am să mă mut la alt proiect și am să cresc ca specialist în Simples. Și eu cu ideea, eu am fost recrutat pe poziția de product manager, doar de simplu motiv că el are conexiuni cu marketingul, dar e un pic deja despre dezvoltarea de produs, tot se bazează pe analiză, interviuri și tot din marketing, dar că e un pic altă direcție, da? Tu mai mult te ocupi de crearea produsului decât de promovare și bun, marketing nu-i doar promovare, ca să uite, Vadim și restul mă specialiștilor de marketing și o să zic că tu nu știi nimic despre marketing. Noi despre asta am vrut să spun că e un pic diferit despre, mai ales în, ca produs IT, un pic diferit decât marketing. Ca la un moment dat deja să mă liniștesc și să înțeleg că eu am început tare mult să pierd firul marketingului. Marketingul e un domeniu destul de dinamic și dacă tu nu faci studiile azi, acum și nu ești în trend cu toate modificările care se fac în domeniu, rămâi în urmă. Da. Teoretic acolo tu cunoști, dar foarte multe lucruri se schimbă. Și eu m-am liniștit la un moment dat și am spus că ok, eu am să fiu product manager. Partea de lucru cu oamenii, managementul oamenilor rămâne cea mai grea parte pentru mine. Rămâne challenge-ul cel mai mare, pentru că eu sunt super bună singură, m-am apucat și am făcut procesul cap-coadă. Dar mi-e foarte greu să înțeleg că este nevoie să pierd un pic de control ca să învăț pe alții să facă chestia asta.
să deleg proces. Să știi ca o mamă de asta care se uită după copilaș, dar ce fac dacă fac? Ei n-au nevoie de mine asta. Dar nu am făcut nicio greșeală. Nu, ca să fiu înțeles corect, mie nu mi-a fost și nu mi-este frică niciodată de oameni puternici. Eu în genere, în echipă, mă strădui tot timpul să iau oameni cu caracter puternic. Tot nini greu pe urmă cu dânsul să lucrez și tot eu... Dar eu vreau ca ei să dezvolte, să crească. Mie nu mi-e frică de concurență. Dar eu am problema asta că mi-e frică să pierd controlul asupra proceselor. Trebuie să fie totul perfect, trebuie să fie totul ideal, să nu fie momentele astea de fuck-up-uri pe care le-am avut, știi? Eu am să mă strădui ca persoanele implicate în proces să nu simtă durerea fuck-up-ului, dar eu pe interior tare am să mă distrug din cauza asta. Știi cum? Succesul este a nostru, a echipei, dar eșecul este a meu ca manager. Cred că la mijloc poți fi și autoritar și poți fi și prietenos. Eu încă caut formula corectă sau nu cu formula corectă, dar formula care ar da cea mai bune rezultate. Pentru că, cum și-am spus, eu am fost nevoită să învăț din mers și mereu s-a schimbat echipele și chiar dacă mă consider extrovert, îmi vine greu să lucrez cu echipa, îmi vine greu să-i motivez, îmi vine greu să-i țin conectați. Uneori sunt destul de autoritară, mai ales când se fac aceleași greșeli repetat și mai ales atunci când s-au comunicat și după protocol să știu concret ce acțiuni preventive trebuie făcute ca să nu ajungi la greșeala asta. Atunci când e o greșeală absolut nouă sau a intervenit ceva și nu puteam nici măcar eu să preved, e ok. Dar când se repetă șablon aceeași greșeală, îți dai seama că undeva omul pur și simplu are așa o atitudine față de lucrurile astea și cum te apuc tristeța, știi? El o știut cumva rezultatul să fie ăsta, dar nu a făcut alte alegeri, da, cumva a lăsat așa pe val. Încerc să tac și să ascult. Pentru mine e important să înțeleg de ce s-a întâmplat. Dar am observat că atunci când pui întrebarea de ce, automat apare un mecanism de apărare la om și el începe să-ți aducă o mie de explicații că nu-i vinovat și de ce s-a întâmplat asta. Încerc să comunic altfel ca să înțeleg ce-l mișcă pe omul ăsta ca să fie mai conectat la lucru. De exemplu, cuiva trebuie să, ca și mine, da? Trebuie să-l critici constructiv. Mai uite, iată aici ai fost corect, iată aici ai dat-o în bară. Tu înțelegi că dacă se făcea un pic altfel sau dacă iată îi faci așa, 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 tu ai putea să ai alt rezultat. Pe mine asta mă mișcă, da, eu-s ok. Cuiva trebuie să-i dai mai mult ajutor, mai mult să-l întrebi, dar cu ce eu pot să te ajut ca să nu mai apară așa situații? Sau cum crezi tu ce ți-a lipsit să faci acest lucru altfel? Și atunci, cu comunicarea cu echipa, eu mă strădui să fac one-to-one-uri săptămânale, unde discutăm despre multe lucruri, inclusiv și procesele de lucru, dar și despre personal, ca să înțeleg care e cheița către acest om. Eu am, la moment, în echipă, 4 oameni, nu sunt cele mai bune salarii, sunt salarii buni pentru Moldova, pentru industria noastră, salarii buni, dar nu sunt cele mai buni salarii, dar nici unul dintre să nu-i motivat de bani. Și eu nu cred că asta poate să existe ceva mai frumos. Da, banii sunt importanți, dar nu în banii mișcă ca să fie parte. Ei sunt tineri, în primul rând. Ei lor le place industria.
lor le place conexiunea și comunicarea asta cu diferiți artiști, cu diferite personalități. Lor le place că este rezultat. Eu cred că cumva le-am transferat ideea asta că, uite, e de fain când crești și lumea începe să te observe. Și cumva simt mândria asta că lor le place că sunt că sunt din echipă. Dar faptul că e sutil, eu nu știu, cred că nu există nimic mai urât în viață decât un om să fie inutil, știi? Îi pun responsabil pe anumite procese și să le transmit că, uite, procesul ăsta depinde de tine, iaca, dacă tu nu-l faci, tu ești director pe procesul ăsta, tu răspunzi și eu am să vin dacă am întrebări și am să ți le dau ție, nu eu răspund de dânsul, tu ești super important pe procesul ăsta. Și așa sunt. Și asta e sincer, asta nu e cumva. Chiar nu vreau să mă gândesc la procesul ăsta și vreau ca o persoană să le iei. Dar atunci când sunt greșeli sau care apar careva probleme, desigur că intervin. Nu pot altceva să fac. Nu știu să fac altceva decât să muncesc. Hai să începem de la asta. Eu nu mă cred o fată frumoasă, simpatică, interesantă, cu careva aturi, care poate să mențină o discuție, care, dar nu mă consider o fată super frumoasă. Uneori și nileni să fiu super frumoasă, adică pot să-mi prind părul într-o coadă și să mă simt tare ok. De bărbat, nu știu, eu nu am fost niciodată atrasă de un bărbat la fizic. El trebuie să fie foarte interesant și foarte deștept ca să am cu cine discuta și despre ce discuta, dar eu nu aș putea să fiu în relație cu o persoană pentru care nu am sentimente. Mie uneori mi-e greu să fiu în relație și cu persoana pentru care am sentimente, pentru că sunt destul de, nu știu, mă iau gândurile, chestii și, dar încă dacă nu am sentimente pentru dâns, cu siguranță nu se poate să fiu alături. Mie îmi place feeling-ul ăsta când eu îmi permit să-mi cumpăr ce vreau. Când dacă nu îmi permit, mă duc și îmi iau un credit și am să-mi cumpăr și am să muncesc ca să dau creditul ăsta înapoi. Eu de la asta primesc plăcere. Eu nu cred că aș putea să compar feeling-ul cu mașina care mi-am cumpărat-o eu singură și mașina pe care am primit-o cadou. Acolo e atâta emoție, e atâta trăire, atâta... Și aici... Adică eu nu am nici o problemă cu fetele astea, ca să înțelegi. Eu, în genere, pe viață nu sunt un om care să judece. Eu am ales altă cale, ea mie îmi place, ea pe mine mă aranjează, eu primesc doza mea de fericire din lucrurile pe care mi le permit și faptul că nu-mi permit ceva mă motivează și vreau să ajung ca să-l am lucrul ăsta, dacă e vorba de material sau dacă e vorba de călătorie sau nu știu. Eu prima dată am fost la mare din banii proprii, eu nu știu, am fost așa de fericită, dar am așteptat, cred că vreo 20 și ceva de ani. Adică prima dată la mare am fost la 20 și ceva de ani. Când deja munceam, când deja mi-am permis cumva plecarea și eram super fericită. Adică eu am strâns și am fost la mare. Când tu nu ai încredere în tine, tu automat ești un om slab. În industria asta noastră, oamenii slabi sunt lăsați pe din afară. Eu cred că am o problemă cu încrederea în mine. Am o problemă. Dar eu am învățat cumva să o ascund, maschez, să o lăs, mă gândesc la ea acasă. multe persoane câte un pic. Dar cred că e trauma din copilărie și e legat cu familia, cu absența tatălui, știi, cu... Am avut parte de un bullying destul de mare la școală, din cauza că eu nu am tată, cum părinții mei au divorțat când eu eram foarte mică și am trăit tot timpul fără tată și mama a fost nevoită să lucreze psihotare și am trăit doar cu bunica. Și eu eram nepoata lui Maria, da?
foarte multe ori la școală am auzit că ei, dar e n-aritată, putem să nu trebuie să o luați în serios, dar e nu are părinți, că nu e nimănui și gen de acolo vine toată neîncrederea mea, știi? Dar eu cumva am trecut peste asta, cred. Am citit și eu multă psihologie și am văzut multe interviuri și sunt de acord cu asta că personalitatea noastră cumva e formată de ceea ce se întâmplă în copilărie. Poate nu chiar... Ok, nu sunt atât de competentă să spun care e perioada, dar cred că încă până la 7 ani tare multe lucruri care se întâmplă acolo rămân cu tine pentru toată viața. Eu am norocul, știi, din... tot ce se întâmplă. Se întâmplă ceva rău, dar se întâmplă și lucruri bune, da? Și eu am norocul că eu am fost un copil dorit mult de mama, pentru că eu am avut o problemă cu fertilitatea și atunci când o înțeles că este însărcinată, ea înțelegea că eu am spătat viața asta, dar eu am să am copil, pentru că ea trăia cu frica asta că nu o să aibă copii. Și toată dragostea asta ei, eu o simt pe tot parcursul vieții. Poate mama nu putut mereu să găsească cheița cum să comunice cu mine și eu am fost mai mult crescută de societate și de oamenii cu care am interacționat, pentru că eu foarte tânără am plecat de acasă, la 14 ani am plecat de acasă, am venit în Chișinău și la 14 ani, iată, până 27, eu singură trăiesc în Chișinău, da? Și cumva n-are cum asta să nu te formeze. Și pe cei 14 ani care tu ai trăit acasă, cu bunica și mama psihotare, o lăsat niște chestii, dar tu foarte mult te-ai transformat. Și cumva asta a compensat, știi, dragostea mamei a acoperit tot. Dar eu a fost la distanță mult, mult timp și eu am avut-o pe bunică. Dacă aici e problema. Bunica a fost exemplu de femeie puternică în viață care poate tot. A rămas cu 7 copii și soțul a decedat. Și eu am fost nevoită să muncească, nu doar să-i crească, dar să muncească și să-i crească pe toți. Și după asta toți au fost căsătoriți și plecați și eu rămas de rău cu nepoți. Eu chiar nu am un exemplu de bărbat, de oricare la mine în familie, numai fratele. Adică fratele, da, noi am fost foarte multe femei. Sunt verișori, sunt dar care trăiau departe cumva de noi. Singurul exemplu e fratele meu, care a crescut de noi. Și care eu mă bucur că noi am avut, nu știu cum s-a întâmplat, că el nu este maminei sănocic deloc. Nu știu de unde asta vine. Cred că de la bunica ea cumva așa au crescut, că fiecare trebuie să fie independent. Nu trebuie să ne băgăm noi în viața cuiva și să explicăm cum trebuie să trăiască. Mama, ei au divorțat la 3 ani. Anul ăsta fix, iată cum face un an, de când el a decedat. Dar a decedat cum? Anul trecut, prin 8 martie, am fost telefonată de poliție, nu de poliție, de cineva de la companie, de la Simple, că mă caută poliția. Și la mine primul gând, zic, Doamne, unde am parcat mașina? Parcă am parcat ok. Zic, parcă tot ok, nu ar trebui să am probleme. Și îmi spune că ești căutată de poliție, e ceva urgent, te rog să iei legătura. Iau legătura cu persoana care m-a telefonat și spune, ești Valeria Pușcaș, da, tatăl tău este Valeria Pușcaș, că eu îi port numele. A fost un accident, dumnealui a decedat, dar este nevoie să vii la morgă ca să faci recunoașterea cadavrului. Eu am refuzat să fac asta pentru că în primul rând, eu nu l-am văzut de la 3 ani și nu este... Nu o să fie relevant recunoașterea mea, pentru că eu elementar nu știam cum arată omul ăsta la moment. Și eu am mers la morgă, am semnat actele că nu vreau să trec prin tot procesul ăsta, pentru că automat era un accident și trebuia să mergem la judecată, să vedem cine este vinovat, adică era un proces foarte lung. Și eu am semnat că nu vreau să mă ocup de acest proces și am transmis cumva drepturile către sora asta mea mai mare, cu care am făcut cunoștință. Probabil, poate, cum chestia despre care vorbeai tu, că este un blocaj. Pentru mine tata nu este o problemă tabu, el pur și simplu nu există în viața mea, atât. Am
încercat să contribui cu ceea ce am putut, eram cu mașina personală, permanent ducem rudele, aducem de la morgă, de la toate drumurile care au fost nevoie de făcut, m-am implicat cât am putut, dar nu am vrut să merg la mormântare. Straniu să fie, dar pe interior, când am auzit că el a decedat, eu nu am fost mișcată de careva... E neplăcut și în genere e o tragedie să moară orice om. Dar nu m-am mișcat nimic în interior, de parcă ar fi o persoană importantă. Adică când a decedat vecinul meu, eu am avut mai multe emoții, pentru că eu luam asta, i-am zis bună ziua toată ziua și am avut o interacțiune umană cu el. Dar aici îmi pare rău, dar e o persoană absolut străină pentru mine și eu, ca om, am să contribui cu ceea ce pot. Dar nu l-am învinuit niciodată, nu știu. Poate undeva, eu înțeleg că absența lui și plecarea lui a lăsat o traumă în ceea ce înseamnă construirea relațiilor cu partener. Crezi? Da, cred foarte mult, pentru că eu simt undeva că este frica asta că el oricum o să duc și o să mă lasă, că noi oricum o să ne despărțim, că asta oricum nu-i pentru totdeauna. Este tot timpul chestia asta. Cred că asta e unicul, dar e foarte la nivel foarte subconștient, da? Nu e ceva. Eu, din punct de vedere emoțional, sunt mai puternică, mai distantă, mai calculată. Dar nu tot timpul. Adică eu nu am avut experiența de multe relații, dar prima mea relație de lungă durată, care a fost chiar de lungă durată, era un bărbat foarte puternic. Un bărbat care probabil dacă acum m-aș fi întâlnit cu dânsul, dacă acum am încercat să fim împreună, cred că ar ieși ceva super frumos. Și un bărbat și emoțional și din toate punctele de vedere foarte puternic. Și am fost în relație mult timp și cred că a fost ok. Eu nu am exemplu de bărbat puternic, ce înseamnă să fii bărbat puternic în familie. Adică cumva la mine genetic îi înțeles că femeia poate și trebuie să poată tot. Și eu să reușească, indiferent în și situație, nu o să o arunci viața, eu să fie... o să iasă din toate situațiile și o să fie ok, dar ce ține de un exemplu de cum trebuie să arăți un bărbat, nu, dar eu, din ce văd interacțiunea mea, foarte mult îmi plac bărbații deștepți, super deștepți, interesanți. Așa că tu mă să te îndrăgostești de discuții, nu neapărat de persoana care stă în fața ta și nu mă atrage cumva aspectul fizic sau statutul sau... Dar iată să fie un bărbat interesant. Pot să fiu calculat rece și să fiu urmă să duc ceva la emoțiilor și fiu urmă, hai înapoi pe drumul tău. Îmi permit pentru că învăț să fac asta, pentru că înțeleg că e ok să fie așa și am prins plăcerea emoțiilor pe care le am de la asta, știi, câteodată. Chiar dacă uneori ele zgârâie și dor, dar e tare fain să te simți și slabă. Având atâtea responsabilități la lucru, tu zilnic ai o mulțime de decizii, de la foarte, foarte simple până la foarte, foarte complicate, știi? Și ajung câteodată în magazin și mă uit pe raft, mie mi-e foame și eu nu știu ce să cumpăr. Eu nu mai vreau, creierul meu nu mai vrea să iei decizii. Deloc, absolut. Mă duc în restaurant, vreau să comand ceva să mănânc, comand și și comand permanent, pentru că eu nu vreau să mă gândesc și vreau eu să mănânc. Nu, iată, este blocajul. Și atunci când tu ai alături o persoană care la fel de greu se hotărăște și nu are inițiativă, e greu. Pentru mine e greu. Deci un bărbat care știi să vrei să-l urmezi, să vrei să-l asculți, să aibă el inițiativa. Uite, e ok, faci. Clar că eu nu am să accept niciodată ceea ce mie nu-mi place sau ceea cu ce eu nu sunt de acord, dar ceea cu ce rezonez, deci mi-ar plăcea să fie ușor. Cred că cu fiecare an care trece îți dai seama că foarte mult schimbă, știi, cât ești încă...
nu că sunt tânără, nu e vorba despre asta, dar cu ani înțelegi că afirmații de genul că eu niciodată nu o să accept asta, că eu niciodată nu aș face asta, ele cam dispar cumva să... Nu aș accepta să fiu cu un bărbat pe care nu îl mai iubesc. Cât de greu n-ar fi despărțirea, nu aș accepta. Pentru mine iubirea probabil înseamnă comunicare, înseamnă să fii pe o undă, undeva și să te simți omul de alături, știi? Tare fain când tu ești în timpul zilei, el e foarte ocupat, tu ești foarte ocupată și la un moment dat pe tine te acoperă o senzație de ori frică, ori tristeță. Pur și simplu scrie, tu ești bine? Și că nu, așa o chestie s-a întâmplat acolo. Nu, cum asta se întâmplă? Ori asta nu e iubire? Cumva când tu energetic ai simțit cu omul ăsta, cumva nu se simte ok. Și primul lucru care ai făcut, ai scris, tu ești bine? Și el nu e bine. Și eu cred că, iată, e despre asta. Undeva te simți. Da, iubirea se transformă și la 3 luni, 4 luni, jumate de an, un an, iar arată altfel. Dar cred că comunicarea și chestia asta de a te simți unul pe altul fără cuvinte spune ceva despre. Și vorbeai despre ce înseamnă, ce se întâmplă ca să nu mai iubești un om. Nu neapărat se întâmplă permanent lucruri urâte, știi? Că nu mai iubești un om. Pur și simplu, poate la început foarte e o pasiune sau foarte tare rezonez cu dânsul și pe parcurs să-ți dai seama că tu nu ai nimic în comun cu omul ăsta și sunteți așa diferiți, dar diferiți din modul în care nici tu nu te poți încadra în lumea lui și nici el nu se încadrează în lumea ta. Și parcă sunteți ok, parcă și el e simpatic, și tu ești simpatic, și tu ești... separat o persoană faină și el separat o persoană faină, dar împreună sunteți despre nimic, știi? Și dureros să ieși din așa relație, pentru că tu nu ai reușit să o consumi toată, știi? Nu ai reușit să vezi omul ăsta și din și cu bune și cu rele, așa cumva parcă s-a terminat tot când abia a început și așa. Dar după asta e fain, pentru că te uiți cum persoana asta și-a refăcut viața și tu nu ai niciun sentiment de ură sau de invidie sau așa te bucuri, băi, și de fain, așa de fain mă dă-s tot, super. Dar știi că iată, eu vreau să înțeleg, iată, săp acum, știi, să înțeleg dacă e sincer și chiar e sincer. Nu, în primul rând niciodată nu am crezut că sensul vieții lui și pot, că doar cu mine o să fie fericit. Nu am avut așa senzație nici într-o relație, dar sunt tare fericită să știu că e bine, că merg lucrurile înainte și chiar, știi, eu sunt omul ăsta care vreau să înțeleg ce sunt și de ce și ce a declanșat reacția asta și de obicei nu prea urmăresc, știi? Dar mi era interesant cum am să mă simt când să înțeleg că iată a apărut o altă fată în viața lui după o anumită perioadă de timp. Și niciun sentiment de gelozie sau de nimic. Știi? Și eu eram singură șocată de mine. Și cu tine nu e ok. De ce? Nu, eu cred că foarte asumat am luat decizia că noi trebuie să ne despărțim și am înțeles foarte bine de ce asta trebuie să se întâmple și am fost foarte împăcată din start. La prima relație noi am ajuns în punctul în care eu am învățat și am început să muncesc aici, nu aveam încă carieră, lucram, eram ok cu salariul, dar vroiam să rămân că să-mi fac studiile mai departe, el era plecat peste hotare. Și era un punct de cotitură unde eu trebuia să hotărăsc, plec peste hotare ca să trăiesc cu el mai departe și să-mi fac viața sau rămân în Moldova. Și eu nu am vrut să plec. Și noi nu puteam altfel să... Noi și așa am fost 5 ani la distanță, relații la distanță, dai seama, permanent plecat. Și acum încă, și tu înțelegeai că tu crești, transformi, ai alte interese și omul ăsta vine de psihotare și este o persoană absolut străină pentru tine.
și tu deja nu mai poți, confortul tău e altul, tu nu mai vrei, îl accepți foarte greu, înțelegi că te chinui și tu și el. Și, dar eu nu am vrut. Eu atunci simțeam că eu vreau să fac studii, să rămân în Moldova și să fiu desenistătătoare, pentru că am plecat, noi ne-am despărțit, am plecat salariu foarte mizer, încă învățam la universitate, adică nu mă ține și nu mă ținut niciodată, că uite, am să mă pierd, nu am senzația, nu am trăit niciodată cu senzația asta. Două, încă doare, încă zgârie, pentru că e foarte recentă, pentru că e bărbatul care i-am spus da și trebuia să fie viitor soț, era cu inel așa tot cum. Da, aici au fost mai multe lucruri împreună, dar noi am hotărât că totuși avem viziuni un pic diferite despre unde vreau eu să fiu peste 25 ani și unde vrea el să fie peste 25 ani. Spus că mai bine să ne oprim aici decât să ne chinuim mai departe. Am evoluat un pic diferit și eu chiar am început foarte mult timp să petrec la muncă. Nu-mi pare rău că ne-am despărțit acum, pentru că dacă a apărut feeling-ul ăsta la amândoi, mai grav ar fi fost dacă făceam asta peste câțiva ani, cu un copil sau cu altceva. Poate îmi pare rău că noi nu am avut creierul necesar să identificăm momentul în care se duce totul nu acolo unde trebuie, știi? Pentru că eu cred și sigur că spate de combinat și mult lucru, carieră și relații. Dar, iată, dacă noi am fi identificat la timp momentul ăsta, când totul merge nu chiar în direcția în care... Pentru că nu te disparți azi, gata, ne-am despărțit. Asta e în timp, până ajungi la... Regrete de genul că îmi pare rău că puțin timp petrec cu părinți, cu mama, părinți, cu mama, la mine tot părinți și toată familia asta e mama și surioara mea. Cum și ți-am mai spus în discuții, că nu petrec suficient timp cu sora mea, că e la o vârstă foarte problematică, că e într-o perioadă foarte problematică, că vine și ea cu traumele ei din copilărie pe care le-a avut, pentru că și ea tot a locuit fără părinți, părinții tot cu bunica și eu cu fratele am încercat cumva să-i compensez absența asta, că eu și-am trăit cu ea. Eu și la mine la Chișinău trăit cât timp eu eram încă la colegiu, stăteam cu ea. Asta e legat de familie și legat de echipă, că nu vreau să-i supăr, dar se întâmplă câteodată. Dar așa nu am regrete. Nu prea înțeleg ce înseamnă greu. Că e mult de muncă? E mult de muncă. E că trebuie să fac asta, asta și asta. Ce trebuie să fac? Să automatizez, să deleg, să fac time management ca să ajungă timp și să pun corect prioritățile. Nu timp, da? Priorități. Greu cu adevărat mi-a fost când am pierdut-o pe bunica. Nu vreau să plâng și să mă țin. Pentru că ea este persoana care m-a crescut de la câteva luni până la 26 de ani. Pentru că mama a fost plecată și mama s-a întors abia la 23 când eu aveam. Toată perioada asta mama a fost plecată. Ea venea, pleca, au avut momente când a vrut acolo să-și facă viața și surioara mea a plecat acolo și soțul ei al doilea a plecat acolo. Dar noi am fost cu bunica, da? Omul și el mai drag, pentru că eu mult timp i-am spus ei mama. Eu totuși a fost greu să fletești, pentru că primul paște fără dânsa, pentru că te duci acasă și nu te mai așteaptă nimeni. Eu țin minte un moment la... ne pregăteam deja pentru înmormântare și el la noi tot timpul stătea în casă și avea o ușă și o lăsa deschis cu ultima perioadă, nu prea putea să meargă și noi permanent ești atât ce se întâmplă la noi acasă, tot unde și să află cum, cât, absolut tot știe. Și noi toți când avem întrebări deschidem așa răbdiu și prica unde asta și făceam lucru pentru mormântare și nu găseam ceva și fug, deschid ușa, pânica și
și acolo prostă. Și de că asta e greu. De că asta e greu. Dar în rest, tot se rezolvă. Și tot se rezolvă. Mie îmi vine greu să mă văd peste 5 ani unde am să fiu eu. Și am o frică legată de viitor. Nu că nu am să reușesc, dar parcă îmi pare că prea repede am luat-o și nu știu unde o să fie progresul ăsta. Poate, de fapt, mi-am dat seama în timp că e o problemă de percepție, abordare și viziune, da? Știi? Trebuie să te gândești mare. Dar noi suntem tare într-o cutiuță așa micuță și nu prea vedem, știi? Și poate cumva problema e că frica mea e că n-a să găsesc instrumentele necesare ca să văd mai departe de cutiuța asta. Pentru că cumva sunt că aș putea multe lucruri să fac, știi? Frica e că nu o să-mi ajungă creier să valorific potențialul care este. Atât. Nu știu, nu mă gândesc acum ceva pe plan personal. Vreau să fie ai mei bine, vreau foarte mult să-i ajut. Chiar mult vreau să-i ajut. Și financiar, și nu știu, să fie mama să aibă independența asta care tot timpul ne-a transmis-o mie și la urmă, oricum, ea nu o are pe deplin, știi? Pe fratele meu și pe sora mea. Pentru mine e foarte dureros și foarte straniu să văd cum frații nu se înțeleg între ei, au probleme. Pentru că noi familia e mare, 7 frați și văd des că sunt certuri între dâns. Pentru mine asta e atât de străin. Eu nu înțeleg cum să ajung. Eu să fiu supărat pe Alexandra mea din cauza la ceva sau să-i reproșez niște chestii sau... Eu înțeleg că trebuie să-i dau voie singură, să facă greșelile ei, să treacă prin drumul ei, să înțeleagă ce înseamnă să faci și bani, să-l câștigi și cum să-l gestionezi. Dar dacă eu aș avea, eu și toată. Живи по-другому. Sunt fericită pentru că văd rezultate, sunt fericită pentru că mi-am asumat niște decizii tare grele, dar după ele au venit o senzație așa de ușurare și de libertate. Sper să fie totuși libertate, dar nu singurătate. Dar acum asta e ok cu mine. Nu... Sunt că, iată, tot ce fac eu mă afectează acum numai pe mine, știi? Și nu fac pe altcineva să sufere și stare ok cu asta. Nu știu, seansul vieții pur și simplu să trăiești, să primești plăcere, să fii împăcat cu deciziile pe care le ai. Viața în sine e un sens, știi? Trebuie să trăim așa cum ne place. Suntem tare proști, ne punem așa niște limite și pe urmă ne mâncăm pe dinăuntru și căutăm cum să argumentez că, iată, eu deplasez o leacă limita asta în altă parte. Nu e chiar așa cum am crezut eu acum câțiva ani.